ziua, stimați reprezentanți ai mass-media, din ceea ce cunoașteți, dimineața zilei de astăzi, la orele 10, au avut loc discuții între patru partide parlamentare, PSRM, PD, PAS și Platforma DA. Partidul Socialiștilor, fiind o forță politică responsabilă și matură, a acceptat dialog politic. Considerăm că misiunea parlamentarilor este anume de a căuta soluții în dialog. Considerăm că anume asemenea comportament, gest de maturitate politică, este și un simbol important pentru întreaga societate, că trebuie să avem dialog. Pe parcursul ultimelor ani am văzut că partidii de guvernare practic excludeau partidii de opoziție din proces politic. Noi considerăm că a fost o practică absolut nereușită și vom încerca să facem tot posibilul ca să asigurăm în Parlamentul Republicii Moldova un echilibru și un consens larg. Din ceea ce deja cunoașteți, azi am discutat cele mai importante și strângente probleme care la moment practic domină în spațiul public și practic preocupă absolută majoritatea cetățenilor. Este problema secetei, este problema agriculturii, este problema pandemiei și este problema începerii noului an școlar. Am propus colegilor, fie din Partidul Democrat, fie din partide de opoziție, să venim cu soluții discutate și aprobate prin consens. Dorim să discutăm toate ideile care sunt în Parlament. Noi am propus din start următoarea abordare, să nu condiționăm nici noi, nici colegii din alte partide politice și să încercăm să avem un dialog civilizat, să implicăm în acest dialog și anumite ministerii responsabile și să încercăm să venim cu soluții sistemice. Am propus colegilor ca să avem abordare reală, profesionistă și cu acoperire financiară. Am propus să evităm abordări populiste, am propus să ieșim din acele realități care le avem azi în Republica Moldova, inclusiv din realitățile financiare. Noi, socialiștii, considerăm că guvernul lucrează activ și face față mai multor provocări, necătând că nu a fost experiență nici în gestionarea situației pandemice, nimeni nu a avut o pregătire necesară, nici o țară și mai dezvoltat decât Republica Moldova. Însă guvernul face față și chiar și în condiții de criză economică, de exemplu, dacă să vorbim despre agricultură, s-au găsit mai mulți bani decât anii precedenți. Asta înseamnă că Guvernul Republicii Moldova are o abordare profesionistă în gestionarea banului public. Asta înseamnă mai multă transparență în gestionarea banilor publici și asta înseamnă că Guvernul face o prioritizare corectă. Atunci când este vorba de educație, de sănătate, de medicină și de agricultură. Evident că avem nevoie de mai mulți bani. Și am propus colegilor, atunci când venim de comun acord cu anumite inițiative în Parlament, să asigurăm și acoperire financiară. De aceea am propus colegilor crearea grupului de lucru care va fi în contact direct și cu Ministerul Finanțelor, ca să știm foarte exact ce bani statul Republica Moldova deține astăzi pentru a implementa anumite proiecte legislative. Evident că am chemat colegii noștri să identificăm acești bani și în Republica Moldova și în afară Republicii Moldova. Că astăzi guvernul duce discuții și cu Banca Mondială și cu FMI. Știm foarte bine că Fondul Monetar Internațional impune anumite condiții care noi tot trebuie să le discutăm cu partidii din Parlament. Știm foarte bine că trebuie să negociem și cu FMI astfel încât să reușim să menținem situația la un nivel cât de cât bun. Evident că pentru prima rundă de discuții care am avut astăzi, noi nu am ajuns la multe, dar ne-am înțeles că vom avea întâlniri, ne-am înțeles că grupul de lucru va fi în discuții cu guvern și la solicitarea grupului de lucru în agricultură, noi suntem dispuși și azi și mâine și pe mâine să ne convocăm. A doilea grup de lucru a fost constituit în vederea soluțiilor, elaborării de soluții în educație, că trebuie să începem an școlar. Este importantă și agricultura, dar avem și alte ramuri de asemenea importante, cum este educație.
Că astăzi toți părinții din Republica Moldova sunt preocupați de situația și ne întreabă ce așteaptă familiile din Republica Moldova pe 1 septembrie, ce așteaptă copiii. Evident că este și ramura de sănătate. Sunt medicii care astăzi fac tot posibilul și imposibilul pentru a face față pandemiei. Și de pe 1 septembrie vor fi majorate salarii la medici, dar și domeniul medicinii are nevoie de finanțe suplimentare. Așa cum și alte ramuri. De aceea am propus colegilor, atunci când vorbim de miliarde, de sume exorbitante necesare pentru agricultură și alte domenii, să fim realiști, pragmatici și responsabili. Că atunci când lansăm în spațiu public cifre mari, evident că oamenii devin deseori pradă informațională acestor propuneri. Noi trebuie să devenim odată și odată oameni de stat și trebuie să răspundem atunci când venim cu inițiative și pentru implementarea acestora și pentru acoperire financiară. Colegii din opoziție au propus convocarea cât mai urgentă a ședinței extraordinare a Parlamentului. Poziția noastră este una absolut adecvată. Noi suntem gata să convocăm ședința extraordinară atunci când vom avea proiecte de lege agreate de comun acord. Atunci când vom ști că toate propunerile care venim în Parlament vor avea acoperire financiară și vor fi susținute și realizate de către Guvernul Republicii Moldova. Este nevoie de dialog larg și politic, dar și de dialog cu Guvernul Republicii Moldova, astfel încât cu toții împreună să știm cum gestionăm situația de criză. De aceea Partidul Socialiștilor este azi mai reticent față de convocarea ședinței Parlamentului, de dragul convocării ședinței Parlamentului. Noi trebuie să furnizăm rezultate și acele show-uri de prost gust care le-am văzut, le-am sesizat la ultimele ședințe a Parlamentului, ele nu au furnizat careva rezultate pentru cetățeni. Suntem dispuși, suntem pe loc, suntem gata să muncim, dar cu o atitudine responsabilă și atunci când vom fi gata, atunci când grupul de lucru în activitatea căruia vor participa toți reprezentanții a patru partide politice, va veni cu soluții comune. Atunci suntem perfect deschiși să convocăm ședința Parlamentului. Ultima ce am vrut să vă informăm, salutăm formatul acestui dialog, de aceea că au participat patru partide politice care reprezintă diferite categorii de populație, de diferite categorii a cetățenilor Republicii Moldova. Salutăm faptul că acel dialog și acest dialog are loc în lipsa partidelor oligarhice Candu și Șor. De aceea că ceea ce am văzut pe parcursul ultimilor câteva luni, în special la ultimele ședințe a Parlamentului, rolul acestor partide, acestor grupări oligarhice este doar de a destabiliza situația politică din Republica Moldova, de a bloca Parlamentul, de a bloca activitatea guvernului și de a bloca justiția. Considerăm că aceste patru partide care s-au convocat astăzi trebuie să discute și trebuie să găsească un consens mai larg. Nu este simplu, dar încă o dată repetăm și finalizăm la această notă că cea mai bună soluție, totuși, în activitatea politică, în gestionarea statului, este dialog. Și noi, ca parlamentari responsabili și Partidul Socialiștilor, ca o forță responsabilă, este perfect deschis pentru a avea un dialog deschis, transparent, dar foarte concret și responsabil. Vă mulțumim! Poziția insistă că a identificat soluții și chiar bani pentru agricultori, de exemplu, pentru majorarea fondului de subvenționare sau anunțarea vacanței fiscale. În opinia dumneavoastră, în prezent, acum, sunt bani în bugetul țării pentru a implementa aceste proiecte? Vă mulțumesc pentru întrebare. Noi astăzi nu venim cu calificative, nu dăm aprecieri la o propunere sau altă. Noi am propus crearea grupului de lucru, care de comun acord împreună cu Ministerul Finanțelor, cu Guvernul, va vedea ce surse de finanțare propun colegii noștri din opoziție, cât de relevant este, cât de adecvat este. Că, de exemplu, am văzut și am auzit cu toții, cu dumneavoastră, propuneri să luăm banii din reparația drumurilor. Dar știm foarte bine că astăzi drumurile în toată Republica Moldova se repară, ceea ce deja înseamnă că nu este posibil, banii au fost alocați. Haideți și Guvernul Republicii Moldova, căruia, conform Constituției, aparține
dreptul de avizare acestor inițiative atunci când este vorba de finanțele publice. Haideți să vedem cât de adecvat și cât de posibil, cât de realizabil este ceea ce au propus colegii noștri. Astăzi nu putem răspunde, dar încă o dată repet. Noi dorim ca inițiative să nu aparțină unui singur deputat. Noi nu dorim ca cineva să fie poziționat mai bine, cineva mai prost. Noi dorim, dacă am inițiat acest dialog larg, ca inițiative să fie coordonate de comun acord, dar și susținute de către guvern, ca așa privește Constituția. Ieri această instituție financiară a lansat un comunicant care susține că cererea procurorilor de a pune sub sechestru mai multe bunuri este de fapt o amenințare pentru stabilitatea financiară și o piedică în dezvoltarea țării. În opinia lor, cum dumneavoastră apreciați acțiunile procurorilor și ce de fapt se întâmplă în această bancă? Da, vă mulțumesc. Noi nu suntem în poziție să dăm calificative aici. Justiția, procuratură să facă treabă. Dar ca cetățenii Republicii Moldova, noi încurajăm procuratura și justiția să facă pași mai ferm în acele dosare de rezonanță despre care am vorbit pe parcursul ultimilor ani. Noi cu toții dorim să aflăm mai multe și despre furturi bancare, noi dorim întoarcerea banilor și noi dorim atragerea vinovaților la răspundere. Asta este poziția noastră ca cetățenilor Republicii Moldova. Dacă deputații, noi nu putem da calificative procuraturii, însă încurajăm și dorim rezultate concrete și apreciate de cetățeni. Mulțumim! Cât de corecte au fost aceste aprecieri date în opinia dumneavoastră? Eu cred că despre acest lucru vă va comunica Procuratura Generală, de aceea că ei sunt acea instituție care instrumentează dosare, care dețin informații operative și de anchetă și care vă pot informa mult mai amplu, în măsură cât permite iarăși anchetă. Noi, evident, ca deputați în Parlament, noi nu avem acces la dosar penal, nici nu avem drept. Noi vedem tot atâta cât vedeți și dumneavoastră, dar încă o dată repet, noi încurajăm organele Procuraturii și Justiției să facă treaba și să facă meserie. Mulțumim! Mulțumim.